bun găsit, prieteni! Noi restricții apar în Olanda, nu legate de coronavirus, în sfârșit o restricție care nu are legătură cu pandemia. Este vorba despre reducerea vitezei legale de la 50 de km pe oră în zonele construite din Olanda la 30 de km pe oră. Nu știu dacă vă imaginați în acest moment în mașină cum este să mergi cu cel mult 30 de km pe oră. E parcă am senzația unor pe anumite șosele, străzi din capitală pe care se merge puțin mai repede și în care viteza legală este de 60 de km pe oră, viteza maximă legală de 60 km pe oră, când mai vezi pe cineva cu o lămâie în geam care merge cu 40 de km pe oră, ai senzația pur și simplu că stă. Eu nu sunt un Schumacher, sunt nicio formă, conduc ok, în fine, ideea este că mi se pare o restricție care, mă rog, ei s-au gândit că se reducă accidentele rutiere, mai ales din zona școlilor, dacă s-au gândit să facă astfel de restricții, de ce nu le-au limitat la zonele cu școli, cu grădinițe mai populate. Ei se referă la toate zonele construite, este un proiect de lege momentan care este aproape aprobat și care va intra în vigoare de anul viitor în Olanda. Deci dacă cumva vă gândiți să vă ar mai pleca cineva pe undeva, ar mai trece graniță. Dar să spunem că lucrurile vor merge și ușor, ușor, cu pașaportul în mână și testul COVID făcut negativ, o putea să mai ajunge și prin Olanda. Eventual vrem să ne închiriem o mașină, să ne plimbăm pe acolo. Și că dacă mergi cu autobuzul sau cu Uber-ul sau cu taxiul de la aeroport până la hotel, o să mergi cu 30 de km pe oră. Așadar, dacă nu mai vorbim despre același trafic urban, pentru că la nivel european specialiștii ne-au asigurat că traficul a fost diminuat, iată că vor fi din nou probleme, fiindcă viteza maximă legală a fost redusă până la 30 de km pe oră. Vă dați seama, 30 de km pe oră să mergi cu bicicleta, cu trotineta, cu... E adevărat că în Amsterdam, de exemplu, și în mai multe orașe din Olanda, bicicletele sunt foarte multe și oamenii preferă acest mijloc de transport, dar totuși dacă mergi cu automobilul, ai ales să mergi cu automobilul și vrei, ți-ai asumat acest mare risc să mergi cu automobilul, de ce să nu lași pe om să meargă și el normal, mai, cu o viteză mai mare decât cea pe care ar atinge-o cu trotineta sau cu bicicleta, da. Noi norme într-un haos total și o nebunie totală în care se află lumea acum, o astfel de știre trece neobservată. Ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată, vă doresc!